Compararea diferitelor puncte de vedere în receptarea textului scris. Clasa a șaptea. Învățarea prin imaginație. Clarificări. Vă propun abordarea textului liric într-o manieră simplă, dar nu simplistă, pentru a aduce poezia mai aproape de noi. Astfel, printr-o serie de două resurse, elevii vor lucra în clasă exerciții pe text, vor formula puncte de vedere, lucru colaborativ, temă de casă, vor compara punctele de vedere în clasă. Notă. Pentru lucrul colaborativ, un criteriu pentru realizarea echipelor ar putea fi răspunsurile pe care elevii le vor da la exercițiile de la impresii. Să ascultăm poezia. Câmpurile de rapiță, de Simona Popescu. Unii aleargă pe câmpuri de interes. Noi mergem încet în direcția opusă. De aici încep planurile nesfârșite de rapiță. Aceasta se numește însingurare voluntară și are culoarea galben aprins. Impresii. Ce reacții v-a stârnit poezia? Nedumerire? Uimire? Îndemn la reflecție? Tristețe? Altele? Sau toate la un loc? Ce vă transmite imaginea lanurilor galbene? Organizarea grupelor. În funcție de răspunsurile de la secțiunea impresii, elevii se împac pe grupe. În cadrul unei grupe vor fi alcătuite mai multe echipe de câte 3 elevi. Fiecare echipă își va lua un nume. Sarcini pentru lucrul în echipe. 1. Transcrieți cuvintele care se constituie într-o pereche antitetică. 2. Evidențiați sugestiile transmise prin perechea de cuvinte. 3. Diferențiați acțiunile exprimate prin verbele aleargă și merge. 4. Exprimați-vă ideile referitoare la sintagma direcția opusă. 5. Alegeți o imagine poetică, denumiți-o și scrieți ce vă sugerează. Opriți resursa video cât timp lucrați. Explicăm voluntar. Ca adjectiv înseamnă acționează de bună voie, acționează conștient, exprimă voință. Ca substantiv se oferă să execute o acțiune. Continuăm. Metafora câmpuri de interes semnifică A. Goana după câștiguri, B. Lupta pentru putere a unora, C. Vizibilitate, D. Altele. 2. Alegeți ce transmite epitetul încet. 3. Ce exprimă imaginea vizuală a lanurilor de rapiță? 4. Cum percepeți însingurarea voluntară? E ceva benefic sau nu? Dincolo de text. Provocare. Dezbateți despre ce înseamnă a avea un interes. E bine? E rău? Nu fiecare are un interes? Când este rău? Pentru cine este rău? Descoperiți semnificațiile galbenului, raportându-vă și la tablourile lui Van Gogh. Formulăm câteva idei împreună. Observăm opoziția unii-noi. Unii aleargă pentru împlinirea intereselor. Altă idee. Omul care trăiește văzând lumea din jur se include în categoria denumită prin noi. Este sugerat un mod de viață legat de frumusețea naturii, un mod ales în mod voluntar, opus goanei pentru atingerea scopurilor.
Tristețea care se insinuează este suportabilă și nu durează în fața frumuseții naturii. Pentru a descoperi proiectul dat ca temă, mergeți la resursa a doua din această serie. Mulțumesc!